În protoieria Mioveni, din cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, s-a desfășurat încă o etapă a proiectului de donare sânge Campionii Vieții, în care personalul clerical și neclerical este chemat să împlinească porunca Mântuitorului: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Spitalului Orășenesc Sfântul Spiridon din Mioveni, sub directa coordonare a sectorului social filantropic și de misiune al eparhiei. Acțiunea a fost posibilă cu ajutorul Centrului de Transfuzii Sanguine din municipiul Pitești, care s-a deplasat în Mioveni cu echipă mobilă. Orice acțiune de donare este foarte importantă, dar în mod special această acțiune, mă refer la perioada în care numărul de donatori a scăzut și a scăzut cam la nivel de țară, nevoile de sânge au crescut, au mulțimea de afecțiuni care necesită transfuzii, apar din păcate foarte multe accidente în urma cărora trebuie să fie administrate transfuzii de sânge. Deci nevoi sunt, numărul de donatori scăzând, aveam foarte mare nevoie de donatori. Cu sprijinul Patriarhiei, a dumneavoastră, a preoților și cu sprijinul pe care l-am primit de la conducerea de la Spitalul Mioveni, domnul manager Iorga, doamna director medical, dr. Dana Fianu, care ne-au găzduit, împreună cu ajutorul dumneavoastră am reușit să mobilizăm un număr de persoane care au donat, salvând prin sângele pe care l-au donat viețile unor oameni din spitale. Peste 40 de persoane au făcut acest gest de milostenie și dragoste creștină, întrucât au înțeles cât de mult contează fiecare picătură de sânge pentru salvarea vieților celor bolnavi. Când spunem că donăm sânge, ne gândim clar la salvarea unei vieți și fiecare dintre noi, creștini fiind și acum în postul mare, suntem cu toții mai sensibili la astfel de solicitări și de fiecare dată vedem că și noriașii noștri răspund, cum spuneam, pozitiv la astfel de inițiative. Suntem bucuroși că pe lângă preoții slujitori ai Sfintelor Artale din protoieria Mioveni au fost prezenți o mulțime de noriași, cadrele medicale din Spitalul Orășenesc Sfântul Spiridon au răspuns și ele pozitiv și iată-ne acum aproape de finalul acestei acțiuni, când, trăgând linie, spunem că a fost un succes și sperăm ca această campanie de donare itinerantă în următoarele protoierii să găsim răspunsul pozitiv și la ceilalți preoți și la ceilalți noriași și iubitori de a face bine și iubitori de fapte bune. Acțiunea desfășurată în protopopiatul Mioveni face parte din proiectul eparhial Campionii Bucuriei.